Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Binecuvântată ești Tu, Fecioară Marie, de către Dumnezeu cel prea înalt, mai mult decât toate femeile de pe pământ, căci El a preamărit atât de mult numele Tău, încât lauda Ta va fi veșnic pe buzele oamenilor. Iubiți frați și surori, cinstitori ai Maicii Domnului, cugetele noastre se unesc în cântul de preamărire pe care îl înălțăm lui Dumnezeu pentru lucrarea sa minunată în preasfânta Fecioară Maria, mama lui Iisus și mama noastră. Așezăm la picioarele Măicuței Sfinte cinstirea, recunoștința, jertfele și cererile noastre, fiind convinși că le va purta înaintea tronului Fiului ei și va mijloci pentru fiecare dintre noi și pentru cei dragi ai noștri harurile de care avem nevoie. Ne încredințăm preasfintei Fecioare Maria și purtăm între săltare de bucurie recunoștința noastră pentru infinitele daruri ale lui Dumnezeu. Ne încredințăm preasfintei Fecioare Maria și o rugăm să ne ajute să creștem în credință, să ne apropiem tot mai mult de Fiul ei, Iisus, pe care să-L vestim cu mult curaj celor din jurul nostru. Ne încredințăm preasfintei Fecioare Maria și implorăm ajutorul pentru toate situațiile dificile ale vieții noastre sau ale celor dragi ai noștri.
ne încredințăm ție, preasfântă Fecioară Maria, pentru că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Sub privirile Maicii Domnului de la Cacica, în liniștea acestei seri, ne unim în rugăciune, purtând în inimă pe cei dragi ai noștri, în orice colț al lumii ar fi ei, pe cei încercați de orice fel de boală, pe aceia care suferă din cauza războaielor și a violențelor, pe cei loviți de calamități naturale, pe cei apăsați de suferință, pe aceia care ar fi dorit să fie aici și pe aceia care încă sunt departe de Dumnezeu. În câteva clipe de tăcere, să așezăm înaintea Maicii Preasfinte intențiile personale care sălășluiesc în inimile noastre. Să ne deschidem inimile pentru ca această celebrare marcată de lumină să ne apropie mai mult de Sfânta Fecioară Maria, cea îmbrăcată în raze de soare, care să ne conducă la Fiul ei Iisus, soarele fără apus, pentru ca de la El să învățăm să fim lumina lumii și să strălucim prin credința, speranța și iubirea noastră. Binecuvântat ești, Doamne, care prin Fiul Tău Iisus Hristos primești cu îndurare lauda noastră și împarți cu bunătate darurile Tale. Binecuvântează această lumină, semnul luminii lui Hristos, pentru ca toți credincioșii Tăi adunați pentru a o cinsti pe fericita Fecioară Maria, să fie lumina lumii și să strălucească prin trăirea credinței, prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și cu sufletul în gloria cerească, dă-ne, te rugăm, harul, ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de gloria ei, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Din cateheza despre rugăciune a Sfântului Părinte Francisc, 24 martie 2021. Acesta este rolul pe care Maria l-a ocupat toată viața sa pământească și pe care îl păstrează pentru totdeauna. Să fie slujitoarea umilă a Domnului, nimic mai mult. La un moment dat, în Evanghelie, ea pare că aproape dispare, însă revine în momentele cruciale, ca la Cana, când fiul, grație intervenției sale grijulii, a făcut primul semn și apoi, pe Golgota, la picioarele crucii. Maria este prezentă mereu la căpătâiul fiilor săi care pleacă din această lume. Dacă cineva ajunge să fie singur și abandonat, ea este mamă, este acolo aproape, așa cum era alături de fiul său când toți îl abandonaseră. Maria a fost și ea prezentă în zilele de pandemie, aproape de persoanele care, din păcate, au încheiat drumul lor pământesc într-o condiție de izolare, fără întărirea apropierii celor dragi ai lor. Maria este mereu acolo, alături de noi, cu duioșia sa maternă. Rugăciunile adresate ei nu sunt zadarnice. Femeie a lui Da, care a primit cu promptitudine invitația îngerului, răspunde și la implorările noastre, ascultă glasurile noastre și acelea care rămân închise în inimă, care nu au forța de a ieși, dar pe care Dumnezeu le cunoaște mai bine decât noi înșine. Le ascultă ca mamă. Asemenea, și mai mult decât orice mamă bună, Maria ne apără în pericole, se preocupă de noi și atunci când noi suntem cuprinși de treburile noastre și pierdem sensul drumului și punem în pericol nu numai sănătatea noastră, ci și mântuirea noastră. Maria este acolo ca să se roage pentru noi, ca să se roage pentru cel care nu se roagă, ca să se roage cu noi. De ce? Pentru că ea este mama noastră.
Dumnezeule cel prea înalt, mai mult decât toate femeile de pe pământ, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, care a creat cerul și pământul. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Curajul care te-a susținut nu se va șterge niciodată din inimi. În ei își vor aduce aminte întotdeauna de puterea lui Fecioară Marie, Maica Harului și Regina Îndurării, Tu L-ai născut pe Hristos, Mijlocitorul și Salvatorul nostru. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Marie, ție, Doamne! În
ziua a treia s-a făcut o nuntă în Cana Galilei și mama lui Iisus era acolo. A fost chemat și Iisus cu discipolii săi la nuntă. Lipsind la un moment dat vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Dar Iisus i-a spus, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu. Mama lui Iisus le-a spus slujitorilor, faceți tot ce vă va spune. Erau acolo 6 vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de 2 sau 3 măsuri. Iisus le-a zis, umpleți vasele cu apă, iar ei le-au umplut până sus. Atunci Iisus le-a zis, scoateți acum și duceți stolnicului nunții. Ei i-au dus. Când a gustat stolnicul apa devenită vin și el nu știa de unde este, dar slujitorii care o aduseseră știau, stolnicul l-a chemat pe mire și i-a spus, orice om pune mai întâi vinul bun, iar când s-a îmbătat pe cel mai slab, tu ai ținut vinul bun până acum. Aceasta a făcut-o Iisus ca început al semnelor în Cana Galilei și a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus și Maria! Preasfințite Iosif, excelențele voastre, cucernici părinți, iubiți credincioși, citeam acum ceva vreme într-o carte veche următoarele cuvinte, următoarea reflecție. Mama știe totul. Mama e ca o liturghie, jertfește jertfindu-se. Mama este potir. Mama e candela aprinsă, lumânare ce arde și aduce lumina speranței oriunde. Mama este o icoană ce o poartă fiecare în suflet. Mama este ca un duhovnic la care mereu găsești iertare, chiar și pentru lucrurile pe care nu le-ai făcut. Mama când se roagă, rugăciunea ei pentru fiu e foc ce mistuie întregul universul și ajunge grabnic la Dumnezeu. Mama este ființa care conduce lumea. Ce făptură minunată este mama! Nu știu dacă autorul, pe care nu-l cunosc, anonim deocamdată s-a gândit atunci când scrie aceste cuvinte la Preacurata Fecioară Maria și aș tinde să cred că nu. S-a gândit la mama ei, la mamele din întreaga lume, la mamele care sunt aici prezente. Aceste cuvinte, aceasta este fiecare mamă a noastră, fiecare mamă care a fost, este și va fi pe acest pământ. Însă putem să înmulțim aceste cuvinte, putem să trecem și dincolo, să aplicăm aceste cuvinte frumoase și preacuratei Fecioare Maria, deoarece ea mai mult încă decât orice mamă aduce un plus în viața noastră. Mama, adică Preacurata Fecioară Maria, este ca o liturghie, jertfește jertfindu-se. Pregătind această predică mă întrebam de ce, pentru cine atâta lume merge la Medjugorje, la Lourdes, la Fatima, aici la Cacica în aceste zile. Primul răspuns spus fără să ne gândim prea mult ar fi foarte spontan și cred că dacă ar veni sau probabil sunt televiziuni și radiouri pe aici și vă mai întreabă de ce ați venit aici, fiecare dintre dumneavoastră spune de ce? Pentru Sfânta Fecioară Maria. Am venit pentru ca să-i vorbesc, să-i aduc necazurile mele, să mă spovedesc la dânsa, să-i spun și bucuriile familiei mele, ale rudelor mele, ale țării mele. Am venit să-i cer sfat.
Cu siguranță toate aceste lucruri sunt bune, dar cred că este prea puțin dacă am venit numai pentru acest lucru. De ce? Deoarece peste tot pe unde se află Sfânta Fecioară Maria, se află o biserică. Iar în aceea biserică se află Iisus în Preasfântul Sacrament, iar în acel sanctuar, în aceea biserică, se celebrează liturghia, Sfânta Euharistie. De aceea, Sfânta Fecioară Maria, oricât ar fi ea de mare, de sfântă, nu vrea să ne atragă la sine. Nu am venit pentru Sfânta Fecioară Maria. Am venit pentru Iisus. Și aici se împlinesc cuvintele Marelui Sfânt pe care l-am comemorat astăzi, Sfântul Maximilian Kolbe, patronul timpurilor noastre dificile, numit de un alt mare sfânt, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, care spunea tot timpul: prin Maria la Iisus. Noi venim la Iisus prin Maria, venim de mână cu Maria, venim aduși de Maria. Prin Maria, iubiți credincioși, am venit și noi în această zi la biserică pentru a-L asculta și a-L primi în sufletele noastre pe Iisus Hristos, sub chipul pâinii și al vinului, sub chipul iertării pe care fiecare dintre noi, cei care ne-am spovedit, am primit-o, sub chipul acelui balsam al milostivirii care curge din mâinile lui Dumnezeu. Iar Sfânta Fecioară Maria, ca o mamă adevărată și conștientă de misiunea ei, ne ia în brațele ei și ne duce la Iisus. Nu ne ține, nu ne sechestrează pentru dânsa. Sfânta Fecioară Maria nu ne trimite la Iisus, iar rămânând acasă, să-și facă treburile prin casă. Ea este prezentă în fiecare casă și în fiecare biserică. Nu există biserică catolică unde lângă tabernacul să nu fie prezentă statuia Preasfintei Fecioare Maria. Tot așa, prin extensie, nu ar trebui să fie niciun copil prezent în biserică fără ca lângă el să fie prezentă mama și, evident, și tatăl. În revista Viața din luna februarie anului 1926 putem citi următoarele. Se povestește, se scrie acolo despre un anume Isaac Levi Snietkovski, care se trăgea dintr-o familie de evrei din Basarabia și studiase pentru a deveni rabin. Simțindu-se atras spre creștinism, s-a făcut creștin ortodox. Familia lui nu a văzut cu ochi buni această alegere și l-au dezmoștenit, acesta trebuind să plece de acasă. A plecat în Statele Unite. De acolo, după câțiva ani, a plecat în Franța, unde, după ce și-a luat cetățenia, a fost trimis să lupte în război pe front. A fost rănit și, după ce s-a vindecat, a decis să meargă la Lourdes. A mers mai mult din curiozitate. De-abia ajuns, tânărul Levi s-a dus să participe la procesiunea cu Preasfântul Sacrament. Apropiindu-se de el preotul cu Sfânta Taină, Levi s-a simțit adânc mișcat și povestește mai târziu ceea ce a simțit în acele clipe. Spune el: în acel moment l-am văzut în extaz pe Dumnezeu trecând cu harul lui și cu o putere irezistibilă. Nu mai vedeam pe nimeni. Toată procesiunea dispăruse din ochii mei, iar eu vedeam numai un foc arzător. Iar aceasta era o persoană vie. Cu glas tare am strigat: Doamne, eu cred. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-te de mine. Binecuvântat să fie Cel care vine în numele Domnului. Și continuă el: dimineața următoare, la grotă, văzând în timpul Sfintei Liturghii poporul îmbulzindu-se la altar, merse și el și primi Sfânta Împărtășanie.
Auzind episcopul de Tarb cele întâmplate, după ce îl instruie în învățătura catolică, îl primi în rândul credincioșilor săi. Iată, iubiți credincioși, rezultatele obținute de cei care se lasă duși de mână, poate inițial chiar din curiozitate, de cei care se lasă duși de mână de Preasfânta Fecioară Maria. Ea ne conduce totdeauna la Iisus, nu ne ține la ea, la Fiul Său care este Mântuitorul omenirii. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne invită totdeauna la convertire, la întoarcere spre Dumnezeu. Aceasta este convertirea, să ne întoarcem spre El, spre El tot timpul, nu spre altcineva, spre Dumnezeii noștri. Să trăim o viață creștinească. Noi știm însă că acest lucru este foarte greu de pus în practică, fără să fim ajutați de cineva. Și iată, acest cineva este tocmai Preacurata Fecioară Maria, pentru că ea cunoaște greutățile prin care trecem în această viață, pentru că și ea a trăit pe acest pământ. Ea știe cât de greu este să-ți șlefuiești caracterul, pornirile rele, renunțarea la vicii. Mama, știm fiecare dintre noi, este cea care te citește imediat. Dacă o duci bine sau dacă ești bolnav, dacă ești nervos, dacă ai făcut ceva rău, chiar și de departe, dacă vorbim cu dânsii la telefon, oricât ne-am dat noi mari și tari, dacă suntem triști sau bucuroși, își dau seama. Pentru că așa le-a făcut Dumnezeu. Mamei nimic nu-i scapă, chiar dacă nu te afli în fața ei. Își dă seama din voce că te chinui. Am ascultat și în Evanghelia din această seară. Preacurata Fecioară Maria participă la nuntă, împreună cu discipolii, cu rudele, probabil, cu prietenii acelei familii nou constituite. Ce face Preacurata Fecioară Maria? Merge la Fiul Său Iisus și cu o delicatețe de nedescris, probabil în șoaptă, la urechile Lui îi spune: nu au vin și au terminat vinul. Preacurata Fecioară Maria nu merge la celelalte femei de la masă care participau la nuntă să începe să-i bărfească pe miri sau pe familia mirelui: uite ce s-a întâmplat. A tăcut și cu multă delicatețe a rezolvat situația critică în care se aflau acei oameni. Iubiți credincioși, să ne rugăm și noi Sfintei Fecioare Maria pentru noi, pentru copiii și tinerii acestei țări, pentru cei rătăciți și îndepărtați de credință, pentru cei care suntem prezenți aici și pentru cei care nu au vrut să vină aici, pentru catolicii care încă se află în unele părți ale lumii închiși pentru credința lor, în China, în Vietnam și în alte țări, în Cuba mai recent, pentru ca guvernanții acestor state să-și dea seama că nu fac bine. Să ne rugăm pentru cei care nu îndrăznesc să se mai convertească, deoarece au căzut de atâtea ori și au căzut în deznădejde. Să ne rugăm, așa cum facem noi în fiecare zi, atunci când recităm rozariul la sfârșit și spunem: adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Însuflețit de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maică, Fecioara Fecioarelor. La tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele,
dar auzi-mă cu mine și ascultă-mă. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria. Fraților prea iubiți, îl preamărim din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu, Tatăl milostiv, care a voit ca Fecioara Maria, mama Fiului Său, să fie cinstită de toate neamurile și generațiile și să-L rugăm cu umilință spunând să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ne-ai dăruit în Maria modelul unei vieți autentice de sfințenie, fă să căutăm mereu mai întâi cele spirituale, prin ascultarea cuvântului Tău, prin rugăciune, prin participarea la Sfintele Sacramente și prin caritatea față de semenii noștri. Dumnezeule, care i-ai dăruit Sfintei Fecioare Maria curajul de a îndeplini planul Tău, ajută-ne să răspundem și noi cu generozitate chemării Tale și să ne trăim vocația cu fidelitate. Să se mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ne-ai oferit în Sfânta Fecioară Maria un exemplu de slujire, ajută-ne să învățăm de la ea, să ne slujim unii pe alții și să trăim milostivirea. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care prin daul Mariei ai făcut să vină în lume Fiul Tău, Principele Păcii, binecuvântează țara și poporul nostru. Luminează-i pe cei care au responsabilități politice pentru a nu urmări interesul personal sau de grup, ci să depună eforturi pentru ca poporul nostru să se bucure de pace, bunăstare și solidaritate. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ai făcut-o pe Maria, mama Fiului Tău, și pe Iosif, tatăl purtător de grijă, binecuvântează toate familiile noastre, ferește-le de dezbinare și fă ca în ele să domnească unitatea, pacea și armonia. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ai încredințat Fecioarei Maria puterea de mijlocire, eliberează lumea de pandemie, de calamități și de războaie, și ajută-ne să creștem în solidaritate și slujire reciprocă. Să ne rugăm. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, privind la smerenia fericitei Fecioare Maria, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut. Iar astăzi ai încununat-o cu glorie neasemuită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin taina răscumpărării Tale, să ne învrednicim a fi părtași de gloria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugăciunea de încredințare și consacrare, rostită de Sfântul Părinte Francisc, la întâlnirea mariană cu tinerii și familiile de la Iași, 1 iunie 2019. O Marie, pururea Fecioară, Maica lui Hristos și Maica noastră, privirea Ta blândă ne umple de bucurie și de pace. Contemplând icoana de la Cacica, suntem atrași de credința Ta iubitoare. Tu ni-L arăți pe Iisus calea, adevărul și viața. O Maică preacurată, întinde-ți mantia de lumină asupra poporului român și asupra bisericii din Moldova, care astăzi într-un gând te cinstește, te preamărește și cu credință vie
ți se consacră. O regină a familiei, primește bucuriile și speranțele, eforturile și durerile tuturor familiilor noastre. Reînnoiește în ele virtuțile de care au nevoie pentru a deveni mici biserici în fiecare casă, locuri de ascultare în bucurie a Evangheliei, chipuri vizibile ale comuniunii preasfintei treimi. O fecioară neprihănită, ocrotește frumusețea și prospețimea tinerilor noștri. Nimic să nu-i îndepărteze de la urmarea adevărului, ci să năzuiască neîncetat către bucuria izvorâtă din prietenia cu Iisus și să înainteze curajos pe căile înalte ale sfințeniei. O Maică a Bisericii, rămâi cu noi, învață-ne să trăim în așteptarea plină de credință a întoarcerii în slavă a lui Iisus. Soarele ce a răsărit la orizontul omenirii, care înviind din morți, nu mai apune în veac. Amin. S-a zemislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțul Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer și a de dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, toate zilele până la sfârșitul lumii. În acest mister, medităm cum Iisus, a treia zi după pătimirea și moartea sa, a înviat glorios din morți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și tu în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție. Slavă, înălțarea lui Iisus. Părinte, preamărește-L pe Fiul tău. În acest mister, medităm cum Iisus, la 40 de zile după înviere, s-a înălțat la cer în fața Maicii sale și a ucenicilor săi. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei credințați ție. Coborârea Duhului Sfânt. Mergeți, învățați toate neamurile. În acest mister medităm cum Iisus, șezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala cinei de taină, unde erau adunați apostolii cu Sfânta Fecioară Maria. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și curea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu alergă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție. Thank you.
al patrulea mister de slavă, ridicarea Sfintei Fecioare Maria cu trupul și sufletul la cer, binecuvântată ești Tu între femei. În acest mister medităm cum preasfânta Fecioară Maria a trecut din viață și a fost primită cu trupul și cu sufletul în cer. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat Tu ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat Tu ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat Tu ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat Tu ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat Tu ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-o în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii Bisericii și pentru toți cei încredințați. Oh,
al cincerea mister de slavă, încoronarea Sfintei Fecioare Maria în cer ca regină, căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale. În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Iisus ca regina cerului și a pământului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și Tu în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați Ție. Bucură-te, Regină, Maica milei, Să
slujitoarei sale, iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Brațului său i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. Inima mea tresaltă, tresaltă de bucurie, în Dumnezeu Mântuitorul meu. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. A sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că am avut anul acesta oportunitatea de a ne aduna împreună sub mantia Mamei noastre cerești pentru a trăi aceste momente înălțătoare de rugăciunea Sfântului Rozariu, această pelegrinarea noastră pe care am făcut-o împreună recitând Sfântul Rozariu. Vreau să-i mulțumesc într-un mod cu totul deosebit preasfințitului nostru, Iosif Păuleț, păstorul diecezei noastre, pentru că a venit în mijlocul nostru și întotdeauna o face cu drag, venind în Bucovina. Totodată mulțumesc preasfințitului eremit Petru Gergel. Mă gândeam chiar în timpul acestei procesiuni despre vârsta pe care o are el, faptul că, cu toții știm, a trecut prin boală și totuși Sfânta Fecioară Maria l-a ajutat să vină în mijlocul nostru. În scrisoarea către evrei, la capitolul 13, spune așa:
amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și considerând împlinirea vieții lor, imitați credința lor. Preasfințite, cu inima plină de bucurie, vă mulțumim pentru participarea la această priveghere mariană. Totodată, în mijlocul nostru s-a mai alăturat încă un episcop, după cum ați văzut, este episcop în Ucraina, episcopul Ontol Mainec. Împreună cu noi a fost și părintele provincial, părintele Gheorghe Damian Patrașcu, care ne-a și însoțit și ne va însoți și pe ziua de mâine cu predicile pe tot parcursul acestui pelerinaj. Pentru ziua de mâine, programul este următorul. Mâine dimineață la ora 6, Sfânta Liturghie de dimineață în limba română. La ora 7:30, Sfânta Liturghie greco-catolică, care se va celebra în biserică. La 8:30, Sfânta Liturghie în limba maghiară, la grotă. La orele 9:15, Sfânta Liturghie în limba polonă, în biserică. Iar la ora 9:30, Sfânta Liturghie în limba germană, la grotă. Urmând după aceea, ca la orele 11, să celebrăm Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bazilicii. Tuturor vă urez să aveți noapte bună! Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din fericita Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea fericitei Fecioare Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Amin. Voi care v-ați adunat în această noapte cu pietate pentru a celebra vigilia sărbătorii în pragul căreia ne aflăm, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Celebrarea s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.